abia conștientizează ce înseamnă când sunt flământ și când sunt sătul, cât am nevoie să mănânc sau dacă mai vreau. Cu toate astea, e firesc să rămână anumite alimente. Noi am vrut să ne asigurăm că aceste resturi vor merge undeva unde vor fi de folos. Supe, paste, carne, terciuri. Oferim 3 mese, dejun, prânz și cină și iată din aceste resturi deja merg mai departe ce rămâne. De obicei cumpăr sau gătesc eu acasă sau acum recent o grădiniță mi-a propus unde e resturi de mâncare care rămân de la copii. Hrănim cânișorii vagabonți care sunt a orașului și nu au casă, nu au masă și sunt flămânți. Au nevoie și de căldură, o bucățică de pâine, să culce și sătui. Apoi ajung acasă, le gătesc pe ziua următoare și așa. Mâncarea se aruncă, dar din mâncare și ar putea să mănânci și un suflet flământ și să doarmă și el măcar un pic sătul. Dacă ar face așa mai multe grădiniți, ar fi bine, fiindcă acolo mâncarea e dietică, pentru copii, oasă nu și nu e atât de periculos pentru câini. Oamenii totuși consumă foarte mult și cred că o bună parte din produse alimentare ajung în coșul de gunoi. Deși suntem o țară săracă și ar trebui să apreciem probabil mai mult acest lucru.